un serviciu al Romanation.org, articolul 11 până la 20:30. Partea a doua din 3, Carta Europeană a Forului Romilor și Călătorilor privind drepturile populației rome, articolul 11. Expulzările și exproprierile poporului nostru nu sunt condamnate de comunitatea internațională. Dimpotrivă, autoritățile sunt încurajate de opinia publică să își continue politicile antiziganiste prin tăcere și recompensă. Articolul 12. Milioane de oameni sunt nevoiți să trăiască în mahalale etnice, fără viitor, fără speranță. Articolul 13. Mii dintre oamenii noștri au fost trimiși la luptă unul împotriva celuilalt în războaiele europene. Frații și surorile, părinții și rudele au fost forțați să lupte unul împotriva celuilalt în diferite armate. Articolul 14. În loc să combată cauzele fugii, instituțiile internaționale luptă cu refugiații romi. Încercarea oamenilor noștri de a fugi de discriminare și antiziganism este interpretată ca un nomadism, ca un comportament asocial. Articolul 15. Femeile rome sunt expuse unei triple discriminări, ca femei în societate, ca femei rome în mișcarea pentru drepturile femeilor, și adesea ca țapii spășitori în propria noastră comunitate. Femeile și fetele tinere sunt deosebit de vulnerabile la violență și lipsa de oportunități de viață. Articolul 16. După secole de expulzare și excludere, unii dintre noi au ales calea autodeterminării culturale și a modului de viață călător și sunt afectați în special de prejudecăți, defăimare, violență și respingere. Articolul 17. Prin discriminarea limbii, obiceiurilor, tradiției și culturii noastre, prin falsificarea istoriei și identității noastre, a fost creat terenul de reproducere pentru antiziganismul european. Articolul 18. Mii de copii romi au fost luați de la părinți, forțați să fie adoptați și smulși de la rădăcini, o măsură care trece ca un fir roșu prin istoria poporului nostru. Articolul 19. Defăimarea poporului nostru ca grup social marginal este baza privării drepturilor noastre ca minoritate națională și a lipsei de tratament egal cu alte persoane și națiuni. Articolul 20. Aderarea tradițională la experți și specialiști care decid asupra soartei noastre constituie o încălcare flagrantă a oricărui tip de drept de autodeterminare al popoarelor. Această practică discriminatorie este o parte integrantă a problemei noastre. Acest tip de neocolonialism este de fapt de vină pentru eșecul Europei de a asigura drepturile omului și libertățile civile poporului nostru. Alăturați-vă națiunii rome acum și faceți parte din prima democrație virtuală neteritorială online a populației rome. Thank you.